Un polițist, un șofer, un tencuitor și doi lăcătuși s-au lăsat de vechile profesii și au decis să fie salvatorii satului. După o mică instruire, aceștia au îmbrăcat uniformele de pompieri și sunt gata să intervină nu doar în propria localitate, ci și în satele din vecinătate. Și cum se practică la casele mari, în Dubăsării Vechi, Criuleni, a fost adusă și o auto specială cu toată tehnica necesară. Este al 13-lea girofar care va răsuna în satele din împrejurime. Autospeciala este dotată la fel ca și celelalte, cu furtunuri pentru incendii, cu utilaj pentru descarcerare și cu pompe pentru inundații. Toată această tehnică arăta un mister pentru cei care urmau să o exploateze, pentru că pompieri au devenit oameni simpli din sat. Au învățat ca la școală fiecare utilaj în parte, pentru că acum se poate îmbrăca până și uniforma în timp record. Se face totul cu maximă seriozitate, pentru că în joc e pusă viața vecinului. Hai să furtăm prima mașină, aici avem generator electric, avem este în cască de la descărcerare și avem și motopompă de pompare apei din fântâni, din beciuri. Știți în cât timp trebuie să îmbrăcați echipamentul ca să ieșiți? Un minut la ieșire din afara garajului. Asta e un lucru bun pentru a face un bine, a salva vieți omenești, bunurile materiale. Normal că deodată nu mai cunoști nimic. Mașina de intervenție este un adevărat exponat în sat, așa că toți s-au grăbit să facă poze lângă ea. Postul de pompieri necesită și o întreținere, așa că rolurile au fost împărțite. Mașina și echipamentul au fost oferite de serviciul Situații Excepționale, iar salariile pompierilor și alte cheltuieli vor fi suportate de primărie. Undeva 120-130 pe an o să fie. Ce salariu o să aibă? Nu, nu mai puțin 2.000-2.200, așa să aibă. Aveți multe incendii? Nu avem. Un an trecut am avut. Până unii cei de la Vadul Vodă era scrum tot. Timpul de răspuns cu PLD-ul lasă de dorit. Acum deci ne-am propus ca timpul de răspuns la o situație excepțională, fie incendiu, fie deci altceva, deci să fie nu mai mult de 15 minute. Dacă găsesc încăpere, le-am promis și am să vin cu o mașină pentru raionul Criuleni. De la începutul anului, 12 localități au solicitat de la Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale autospeciale și echipament. Prima mașină a mers la Dubăsării Vechi, Criuleni.